Venerația pentru opera lui Eminescu este vizibilă, de la cei mai mici copii și până la seniorii iubitori de literatură, cu toții au citit, recitit și îndrăgit scrierile lui Mihai Eminescu. Cunoscutul dramaturg Matei Vișniec citește din Eminescu, amintindu-și de primii pași prin biblioteca rădăuțeană. A citi din Eminescu nu este ușor. De altfel, actorii români știu acest lucru. Pentru ei, a citi, a recita Eminescu reprezintă un veritabil test. Pentru că uneori Eminescu ne strivește aproape cu prea multă muzicalitate. În poemele sale există o muzică așa torențială și dacă nu lupți împotriva muzicii, aproape că nu poți pescui perlele din interior, altfel spus, semnificațiile. Uneori, tocmai că muzica te obligă să îi te opui, să înnoți împotriva curentului. Eminescu poate fi, bineînțeles, citit cu voce tare, citit în gând, recitat, e mai greu de descifrat. Ori acest lucru îmi propun împreună cu dumneavoastră, să descifrez câteva poeme, câteva poezii eminesciene. Ca și dumneavoastră, am fost întotdeauna fermecat de poezia lui Eminescu. El reprezintă pentru noi, într-un fel, încoronarea limbii române. I-a pus o coroană de aur după ce limba română, timp de 100 de ani, până la Eminescu, s-a structurat, s-a forjat, s-a format. Eminescu a venit cu un fel de perfecțiune, un fel de cristalizare a ei, a fixat-o definitiv. Iată de ce merită să-l celebrăm și de ce îl celebrăm, pentru că este un fondator de limbă română literară, ca să nu mai spun de poezie. Să citim însă din Eminescu La Steaua. La Steaua este un poem cosmic, cosmogonic, în care descifrăm interesul Eminescu pentru foarte, foarte multe lucruri. Cosmogonie, filozofie. La steaua care a răsărit e o cale atât de lungă că mii de ani i-au trebuit lumine să ne ajungă. Poate de mult s-a stins în drum îndepărtări albastre, iar raza ei abia acum luci vederii noastre. Icoana stelei ce a murit încet pe cer se suie, era pe când nu s-a zărit, azi o vedem și nu e. Tot astfel, când al nostru dor pieri noaptea adâncă, lumina stinsului amor ne urmărește încă.